O Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă, în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine, că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui României. De asemenea, dar prima oră, practic, ați hotărât să veniți la vot, este un îndemn pentru români? Sunt obișnuită să lucrez de la prima oră, așa am lucrat și cât am fost prim-ministru, deci este și un îndemn pentru fiecare român, pentru că toți românii trebuie să contribuie la creionarea viitorului, atât pentru copiii și nepoții noștri, dar și pentru ceilalți români care trebuie să rămână în țara lor și să aibă un trai mai bun. Ați avut și susținători, am văzut. Da, am avut și susținători. Cred că fiecare dintre noi avem susținători. Eu cred mult în poporul român, cred mult în români.